Emoții mari pentru elevii școlii profesionale numărul 7 din capitală. Ei au luat trofeul concursului Cel mai bun în meserie, organizat și finanțat de compania Supraten. Suntem foarte, foarte emoționați. Chiar nu ne-am așteptat, adică le-am lucrat foarte mult pentru asta, cu asta, cu scopul acesta și am venit să învingem. Vreau să vă spun că a fost dificil, fiindcă sarcina de lucru față de concursul regional a fost dublu. Deja de 7 ani, Societatea pe Acțiuni Supraten își asumă responsabilitatea de a îndruma viitorii specialiști să-și dezvolte capacitățile de buni meseriași. De comun acord cu Ministerul Educației, compania Supraten participă la elaborarea programelor de studiu și asigură școlile profesionale de profil cu materiale didactice și materiale de construcție. Dânșii au avut o curiculă referitor o programă teoretică, atât tehnologie, studiu, materialul, cât și instruirea practică, adică au învățat teoria, pe urmă tot cu materiale performante ale companiei Supraten, s-au învățat de a le aplica. Rezultatele sunt vizibile în cadrul concursului anual Cel mai bun în meserie. Etapa republicană din acest an s-a încheiat pe 21 iunie. În cadrul concursului s-au pus la bătaie premii mari pentru care au luptat elevii ai școlilor de meserii din Chișinău, Orhei, Vișoara, Căușeni, Glodeni și Briceni. Participanții au susținut două probe, teoretică și practică. Toți au fost buni, însă premiul mare a revenit meseriașilor școlii profesionale numărul 7 din Chișinău. Un sponsor foarte bun, care sponsorizează școlile și chiar ne mândrim cu asta. Și am avut ocazia să lucrez cu aproximativ toate materialele. Au avut de câștigat nu doar elevii, ci și școala profesională numărul 1 din Criuleni, pentru că aici s-a desfășurat concursul propriu-zis. Respectiv, una din încăperile instituției a fost complet renovată, lucru care ar fi fost imposibil de realizat din bugetul propriu al școlii. Este un ajutor enorm acordat de Societatea pe Acțiuni Supraten, deoarece copiii pleacă, copiii au participat, dar ceea ce s-a făcut aici în școală rămâne pe mai mulți ani, rămâne un ajutor enorm, atât din partea companiei, cât și din partea copiilor aceștia. În perioada zilelor de concurs, elevii nu doar au muncit, pentru ei au fost organizate distracții și excursii.